În duminica 32-a după Rusalii, credincioșii parohiei argeșene Sălătrucul de Jos au avut bucuria de a participa la Sfânta Liturghie, oficiată de înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat înțelesul duhovnicesc al Evangheliei de astăzi. Cu această ocazie, înalt preasfinția sa a amintit celor prezenți că fiecare trebuie să-L primească în suflete pe Mântuitorul Iisus Hristos, care aduce în dar mântuirea. Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Nu cred că este un cuvânt mai potrivit și o stare mai sigură, minunată, ca să auzi de la Dumnezeu. Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia. Ei, Iisus Hristos, când a venit, a fost trimis și a binevoit să vină la noi în bătătură pe pământ. Tocmai pentru asta a venit la noi acasă, la noi. Adică pe pământul ăsta, pe pământul ăsta e la noi acasă. Dar a vrut și Iisus să se simtă la El acasă, a venit și El acasă. Și tocmai pentru asta a venit ca să săvârșească și desăvârșească mântuirea casei acestei. Adică mântuirea tuturor de pe pământul acesta. Pentru activitatea desfășurată în comunitate, ierarhul a oferit preotului paroh distinția eparhială Crucea Basarabă. Astăzi am simțit o putere dumnezeiască și un har care ne-l dă Dumnezeu. Dă sănătate, dă bine, dă numai bine în viață. Cum ați perceput prezența înalt preasfințitului la Sfânta Liturghie? O bucurie din partea noastră și din partea mea personal. Chiar o binecuvântare a fost. Suntem mândri că suntem binecuvântați de preasfinția sa și să mai vină pe la noi, că ne bucurăm foarte mult. Prezența este o căldură și o binecuvântare. Biserica din parohia Sălătrucul de Jos, construită în anul 1974, poartă hramul Sfinților Împărați Constantin și Elena. Parohia se află pe valea râului Topolog, în comuna Sălătrucul, din protopopiatul Curtea de Argeș.